Stadionul Petrolului este încă un inel fără diamant. Așa a caracterizat Mihai Stoichiță Arena Ilieoană. Antrenorul a spus că din cauza gazonului echipa este dezavantajată și handicapată. Petrolul va mai juca în campionat pe Ilieoană tocmai la sfârșitul lunii, împotriva echipei CFR Cluj. Toți suporterii sunt cei care s-au gândit să strângă 400 de euro, astfel încât suprafața de joc să aibă parte de nisip și îngrășământ. Însă deocamdată așteaptă un răspuns de la SGU, administratorul stadionului. Noi suntem aici într-un inel care are o montură extraordinar de frumoasă, dar îi lipsește piatra, diamantul din mijloc. Asta e adevărul. Indiferent de probleme, după egalul cu Chiajna, antrenorul le-a spus jucătorilor să nu renunțe la luptă orice ar fi, deoarece, la un moment dat, totul se poate întoarce în favoarea lor. Credeți și nu vă resemnați. Este îndemnul cu care Pesania și coechipierii trebuie să lupte pentru supraviețuire. Ușor, ușor lucrurile o să se schimbe, o să intre pe un făgaș normal și sperăm să vină și victoriile, pentru că jocul, pot să zic că este unul de calitate. După ce au jucat în campionat cu ilfovenii din Chiajna, sâmbătă fotbaliștii Petrolului vor juca un amical în Ilfov cu divizionara secundă ACS Berceni.